Deci, dacă sunt atât de rele jocurile astea, păcănelele, precum ne spun comunicatorii PSD, de ce nu le interzic? Cu totul. Sunt țări de pe planeta asta, nu puține, unde nu se păcănește. Jocurile de noroc sunt interzise. A fost o perioadă în România în care veneau din Israel cei care vreau mari jucători de, mă rog, de poker, de exemplu, sau de ruletă, sau, mă rog, Uh, în condițiile singure în care putem să încadrăm pokerul la jocuri de noroc, e întreagă dezbatere acolo.